accidentele acestea vasculare cerebrale apar în plină sănătate și la un moment dat, brusc, individul respectiv se vede în imposibilitatea de a merge la serviciu sau de a-și continua activitatea datorită și a apariției unor deficite, dar individul respectiv trebuie să aibă încredere că tratamentele pe care medicul le aplică împreună cu psihologul vor fi benefice și se va face bine. Atacul cerebral vascular sau accidentul vascular cerebral este o leziune cerebrală care survine din două cauze, fie din nastuparea unui vas și atunci de atac cerebral ischemic sau accident vascular cerebral ischemic, fie când se rupe un vas de sânge și atunci din cauza unei tensiuni arteriale mărite sau unei malformații arteriovenoase, se rupe vasul respectiv și dă o hemoragie cerebrală. Ambele, și hemoragia cerebrală și atacul ischemic, provoacă tulburări la nivelul creierului, care duc la apariția paraliziilor, depinde de localizarea accidentului respectiv. Dacă este localizat mai posterior, afectează zona vederii, atunci bolnavul respectiv poate să aibă o tulburare de vedere în sensul unei hemianopsii, omonime, dreaptă sau stângă. Dacă este localizată parietal, atunci bolnavul respectiv poate să aibă tulburări de sensibilitate în hemicorpul din partea opusă. Dacă este localizat la nivelul frontal, la nivelul frontalei ascendente, care dirigează mișcările de partea opusă ale corpului, individul respectiv rămâne cu o paralizie a mâinii și a piciorului de partea opusă. Sigur că accidentele acestea vasculare apar din diferite cauze. Accidentul vascular cerebral hemoragic apare din cauza unei tensiuni arteriale mărite care duce la ruperea unui vas de sânge din creier sau poate să apară datorită ruperii unei malformații a unor vase cerebrale. Atacul cerebral ischemic se produce din cauza unor embolii cerebrale, un embol care este pornit de obicei de la inimă, la bolnavii care prezintă fibrilație auriculară sau malformații cardiace. Și atunci, respectivul vas care vascularizează o parte destul de mare din creier, poate să ducă la apariția unor deficite, depinde totuși de localizare, deficit de sensibilitate, de senzorialitate, adică de vedere, de auz, de gust, de miros și la tulburări de motricitate. De fapt, cele mai frecvente accidente vasculare hemoragice duc la apariția unor paralizii a mâinii și a piciorului de partea opusă. Acum, tratamentul diferă de la un accident vascular hemoragic la un accident vascular ischemic. În cazul accidentelor vasculare hemoragice, noi trebuie să oprim hemoragia respectivă și să dăm individului respectiv o medicație care să oprească sângerarea. În cazul accidentelor vasculare ischemice, tratamentul este invers. Noi trebuie să dăm o medicație care să dilate vasele rămase integre și să favorizeze revascularizarea creierului care este rămas integru. Atunci dăm vasodilatatoare și în cazul de apariții ateroscleroze, în cazul de ateroscleroză sau de tromboze, se utilizează tromboliza, adică se urmărește dacă bolnavul este prezentat la spital în primele 4 ore, trombosul respectiv poate fi lizat și circulația poate fi reluată, astfel încât individul respectiv să rămână cu deficite neurologice minore. La fel, se dau anticoagulante în primele ore și în primele zile de la debutul accidentului vascular ischemice sau ulterior se continuă cu antiagregante plachetare care se administrează toată viața. Acum, referitor la deficitele neurologice care se produc, în special la deficitele neurologice manifestate prin hemipareze sau pareze brachiale, pareze crurale, pareze de oculomotor, tulburări de
vedere, se pot face niște procedee de mișcare, de fizioterapie, care sunt absolut necesare, dar care pot începe în cazul accidentelor vasculare ischemice cu masaj din primele zile de la producerea respectivului accident. Sigur că ulterior aceste procedee de kinetoterapie și masaj și exerciții fizice, fizioterapie, continuă periodic în diferite perioade, la câteva luni de zile trebuie repetate. Când bolnavul ajunge acasă, totuși el nu poate să stea tot timpul în spital până când deficitele acestea neurologice dispar. Dar acasă individul respectiv trebuie să facă și el, trebuie să știe, să fie conștiințat de către medic sau de către cei care fac fizioterapie și kinetoterapie, că trebuie să continuă aceste mișcări continuu și la domiciliu. Este foarte importantă această mișcare sau exercițiile fizice pe care bolnavul respectiv trebuie să le facă la domiciliu. Sigur, atunci când există tulburări și cognitive din sfera cunoașterii, individul respectiv, cu ajutorul unui psiholog, poate să facă și exerciții din acestea care să îmbunătățească fenomenele de cunoaștere. Dacă este afectată vorbirea, în special, un logoped poate să dea rezultate foarte bune la astfel de bolnavi. Logopedul îl învață cum trebuie să pronunțe diferite cuvinte, depinde de gradul afaziei pe care o are individul respectiv. Afazia care poate fi tulburarea de vorbire de două feluri. Când individul respectiv nu poate să exprime cuvinte, este o tulburare motorie, sau când nu poate înțelege cuvintele respective, în cazul leziunilor mai posterioare a pliului curb din hemisfera stângă, atunci individul respectiv trebuie cu mare răbdare să facă, tot cu ajutorul psihologului, logopedului, exerciții din acestea a vorbirii. Și în primele, de fapt, prima lună sau în primele două luni după producerea accidentului vascular cerebral, apare și un fenomen de diaschizis, în care, datorită faptului că celulele nervoase sunt distruse și o parte din componentele acestor celule invadează creierul, sunt afectate și celulele nervoase de la distanță. Treptat ele se restrâng, încât după două luni de zile acest fenomen de diaschizis dispare, edemul cerebral se retrage și individul respectiv poate să recupereze o parte din deficitele pe care le prezintă. Prevenirea acestor accidente vasculare, cerebrale, hemoragice și ischemice, neuroplasticitatea are un rol foarte important. Neuroplasticitatea în sensul că individul respectiv poate să formeze diferite circuite noi care să ajute la revenirea activității motorii sau de vorbire sau a celei de cunoaștere la un nivel aproximativ de cel normal. Dar pentru această prevenire este necesar ca individul respectiv să aibă o neuroplasticitate bună. Neuroplasticitatea este mai accentuată cu cât individul este mai tânăr. Cu cât individul este mai înaintat în vârstă, neuroplasticitatea se produce mai greu, dar totuși apare. Neuroplasticitatea poate să se manifeste de la naștere până la moartea individului respectiv. Așa încât noi nu trebuie să considerăm persoanele care sunt mai în vârstă ca neavând nicio șansă. Dar pentru a favoriza această neuroplasticitate este important ca, în afară de exercițiile fizice pe care bolnavul le execută, fie la domiciliu, fie la un centru de recuperare, să fie însoțite și cu un regim de viață corespunzător.
în cazul leziunilor aterosclerotice, în care individul respectiv are o ateroscleroză cerebrală și chiar una generalizată, este important ca individul respectiv să nu mănânce grăsimi, să nu mănânce dulciuri, deoarece acestea duc la progresarea leziunilor aterosclerotice din creier și nu numai din creier. Este necesar apoi a face exerciții cognitive care îl ajută să-și revină din punct de vedere al cunoașterii. Este necesar ca individul respectiv să aibă un regim de somn foarte corect, adică să doarmă cel puțin 7 ore de 24 de ore și să aibă un somn cât mai liniștit. Sigur, atunci când există tulburări de somn, se pot administra și unele medicamente care favorizează această perioadă de somn. Afară exercițiilor fizice, a alimentației, a exercițiilor cognitive, s-au obținut rezultate bune și cu o atmosferă foarte prietenoasă din sfera familiei în care trăiește individul respectiv. Muzica are un rol de asemenea foarte important, o muzică foarte lentă, o muzică de Mozart, de exemplu, care îl ajută pe individ, îl liniștește și să capete încredere că el se va ameliora într-un mod foarte mare sau chiar se va vindeca din cauza unor leziuni de acestea ischemice sau hemoragice. Pacientul respectiv trebuie să aibă un optimism foarte ridicat și la obținerea acestui optimism, care are un rol foarte important în mărirea gradului de revenire a leziunilor respective, are un rol foarte important în mărirea gradului de prevenire a unor viitoare accidente vasculare și are un rol foarte important pentru accentuarea imunității individului respectiv. Dacă un individ are o viață stresantă sau dacă are o viață care nu este corespunzătoare din punct de vedere al optimismului pe care trebuie să-l aibă individul respectiv poate căpăta diferite boli, cum este tensiunea arterială, poate căpăta diferite infecții sau poate agrava o stare preexistentă pentru individul respectiv sau poate duce chiar până la apariția cancerului, un comportament care nu este benefic, care este malefic pentru individul respectiv. Prinde stresuri, individul respectiv poate căpăta chiar fenomene de apariție a cancerului. Deci depresia trebuie înlăturată din viața individului respectiv, indiferent chiar dacă nu are accident vascular cerebral, ischemic sau hemoragic, este bine ca individul respectiv să știe că depresia îl defavorizează în recuperarea unor stări morbide pe care le prezintă pe parcursul vieții. Comportamentul familiei trebuie să fie foarte prietenos, foarte amabil. Prietenii care vin și vizitează individul trebuie să îl îmbărbăteze, să-i spună, sigur, numai lucruri bune și faptul acesta îl va ajuta pe individ să recupereze din deficitele motorii și din viața sa psihică și intelectuală pe care o are. Sugestia este foarte importantă, dar și credința. Credința, ca și optimismul, ca și starea de sugestie, ca și medicamentele, acționează foarte benefic asupra individului respectiv. Deci credința mărește starea de imunitate a individului respectiv și îl ajută să depășească foarte multe boli cu care vin în contact persoana respectivă. Așa că mersul la biserică este foarte important. Credința, împărtășania este foarte importantă.
Psalmii sunt foarte importanți, din cei aproape 200 de psalmi, 10 sunt care se referă numai la viața de sănătate a individului respectiv. Așa că posturile, la fel, au un rol foarte important, indiferent dacă sunt ținute o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, dar postul are un rol foarte important în menținerea sănătății indivizilor. Sunt persoane care au menținut posturi foarte îndelungate, dar nu recomand așa ceva, decât după niște investigații sau niște analize făcute medicale, dacă poate rezista. Dar posturile sunt foarte bune, măcar o dată sau de două ori pe săptămână să nu mănânci carne. Carnea nu face bine la persoanele adulte sau la persoanele adulte mai vârstnice. Carnea dezvoltă la nivelul intestinelor niște produși de putrefacție care, absorbiți în organism, duce la deteriorarea sănătății individului respectiv. Astfel încât posturile sunt extrem de importante, credința la fel de importantă este pentru sănătatea individului respectiv. Spovedania la fel este importantă prin faptul că individul respectiv poate descărca de anumite stresuri pe care le-a avut, astfel încât această credință este extrem de importantă și are un rol, s-a dovedit că are un rol foarte benefic asupra întregului organism. Sacroterapia, deci în general, în care v-am spus, intră rugăciunea, intră posturile, intră psalmii, intră împărtășania, spovedania, această sacroterapie are în general un rol extrem de benefic asupra individului respectiv, chiar mai bun decât medicamentele. Sigur, când sunt bolnavi care au nevoie de o medicație cu diferite maladii, cum este tensiunea arterială, medicamentele au și ele rolul lor extrem de important. Dar pe lângă medicamentele pe care trebuie să le ia un individ, rugăciunea și sacroterapia de care am amintit are și ea un rol extrem de benefic. Medicul trebuie să aibă un comportament foarte benefic, foarte prietenos față de pacienți. Dacă medicul nu inspiră încredere unui pacient, pacientul respectiv își pierde încrederea și pierzându-și încrederea în medicul respectiv, atunci rezultatele nu mai sunt cele scontate. De exemplu, dacă un medic dă un medicament și aruncă o rețetă fără să-i explice, fără medicamentul respectiv nu o să aibă nicio acțiune asupra individului respectiv. Sau dacă vine la mine și îi explic, pun mâna pe el, îi mai dau bioenergie, îi dau sentimentul de încredere, spun, domnule, eu am mai utilizat astfel de medicament, să vezi că o să te simți bine, îi faci o psihoterapie în acest sens, adică același medicament poate să aibă un efect foarte diferit, diferit de la medicul care este dat. Deci, un medicament depinde și de cel care îl prescrie. Dacă îl prescrie cu bună voință și explică pacientului cum trebuie luat și are un comportament cu promisiuni că individul respectiv se va simți bine, are experiență mare cu acest medicament și cu comportamentul respectiv, atunci individul respectiv capătă încredere și optimism și sigur că va simți mai bine. Dacă nu știe medicul cum să se comporte, eu datorită acestui fapt, când am venit la neurochirurgie, am văzut că oamenii erau așa foarte indiferenți față de pacienții pe care aveau de îngrijit. Și am fost obligat atunci să cer voi, profesorul, să fac și facultatea de psihologie. Și m-am lămurit, făcând această facultate de psihologie, cât de important este psihologul în viața unui individ sau unui pacient. Eu aș recomanda ca fiecare clinică sau fiecare secție de chirurgie, mai ales, să aibă angajat și un psiholog
care să facă și psihoterapie pentru pacienții respectivi, mai ales înainte de operație, să le imprime încredere și să le dea o stare de optimist, să vedeți că rezultatele și operatorii vor fi mult mai bune decât cele care chirurgul nu are atâta timp și nu are posibilitatea să stea ori întregi și explice pacientului despre, nu totdeauna, despre efectele actului operator sau că se va simți bine să-i spună să facă o psihoterapie. Dar dacă se va ajunge ca Ministerul Sănătății să angajeze în fiecare secție de chirurgie în general și în fiecare secție de medicină internă, câte un psiholog ar fi extrem de benefic prin faptul că ar putea face și psihoterapie cu bolnav. Psihoterapia are extrem de mare importanță. Autohipnoza, la fel, are foarte mare importanță pentru actul terapeutic. În afară de autosugestii, autohipnoza este și ea foarte importantă dacă bolnavul respectiv are încredere și este explicat felul cum trebuie să privească tratamentele pe care le aplică medicul. Dar se ține cont și de regimul alimentar, de exerciții fizice, de muzică, de somn și de activitate intelectuală. Chiar dezlegarea de cuvinte încrucișate, individul respectiv nu trebuie să stea, dacă este bolnav, fără nicio activitate. Prin faptul că activitatea, de afară de activitatea fizică, toate celelalte activități, duc la formarea unor noi circuite cerebrale care sunt foarte benefice pentru individul respectiv. Adică mă refer la fenomenele de neuroplasticitate care se manifestă prin crearea unor noi celule la nivelul hipocampului, care se duc la nivelul leziunii, îngroșarea axonilor, care favorizează activitatea nervoasă, mărirea numărului de sinapse de la sistemul dendritelor și îngroșarea chiar și mărirea dimensiunilor celulelor nervoase care din jurul leziunii, care pot prelua activitățile pierdute cu ocazia accidentului vascular cerebral, indiferent de ce natură este.